fraților, în Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul! Deci, amin. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul! Cu mare binecuvântare avem noi, cei din România, avem noi, cei din biserica aceasta, drept meritoare, și avem noi, cei care suntem în oastea Domnului. Sau, dacă am putea spune, trei mari binecuvântări, avem noi cei care suntem prezenți aici. Nu ne lăudăm cu aceasta, ci este un dat pe care îl avem și pe care trebuie să știm, să-l prețuim până la capăt. O mare binecuvântare că ne-am născut într-un popor creștin sau într-un popor încreștinat de un apostol. N-am avut o încreștinare pe vreo filieră, eu știu, răsăriteană sau apuseană sau a unor călugări sau a unor alți lucrători ai bisericii, ci am fost încreștinați chiar de un apostol care l-a văzut, care l-a trăit, care a mâncat cu Domnul Iisus, care l-a cunoscut pe Domnul Iisus. Eu, spune Sfântul Andrei, l-am aflat pe Domnul. De el am fost încreștinați noi ca și popor. Și avem această mare binecuvântare. Nu sunt multe popoare în lumea aceasta care să fie încreștinate de un apostol. Vedeți, chiar poporul rus este încreștinat pe o filieră bizantină în urma unor interese. Nu le spunem acum. Dar a fost un interes acolo, pur și simplu, material, și au fost încreștinați pentru un fapt din acesta ciudat, aș putea să spun eu, botezând tot poporul în Volga, nu? Punându-i undeva la val și turnând aghiazmă în Amonte, zicând Vladimir că astfel a fost încreștinat poporul rus. Poporul român n-a fost încreștinat așa. Poporului român i s-a vestit cuvântul Evangheliei, așa cum a fost auzit din gura Domnului Iisus de către Sfântul Apostol Andrei. O altă mare binecuvântare este că poporul român nu numai că este creștin, dar este într-o biserică drept măritoare. O biserică care are o învățătură curată, care este drept credincios, adică ortodox, și care are învățătura aceea dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și pentru aceasta trebuie să fim recunoscători, noi cei din poporul român și din Biserica Ortodoxă. Și cred că a treia mare binecuvântare, care cred din toată inima că le depășește pe toate celelalte, este că din poporul român, acum 80 și ceva de ani, un preot, Iosif Trifan, îndemnat de Duhul Sfânt, constatând că toate cele două binecuvântări mari nu mai sunt prețuite, chiar dacă poporul român este creat, s-a născut cumva creștin, nu mai este creștin, chiar dacă are o învățătură dreaptă, drept măritoare, nu mai ține, și atunci Părintele Iosif, îndemnat de Duhul Sfânt, a făcut această mișcare, această trezire în biserica și în neamul nostru, adică mișcarea oastei Domnului. Și noi avem parte de toate cele trei. Noi avem parte de toate cele trei mari binecuvântări. Nu știu cât de mult le prețuim fiecare în parte. Nu știu, poate că unii prețuiesc că sunt români. Poate că unii prețuiesc că suntem creștini, creștinați și ne mândrim cu lucrul acesta de un apostol, de Sfântul Apostol Andrei și triumfăm cu aceasta. Și poate că sunt unii care prețuiesc faptul că suntem, aparținem unei biserici ortodoxe și prețuiesc lucrul acesta și chiar ne batem cu pumnul în piept, ignorând pe ceilalți sau blestemând pe ceilalți care nu fac parte dintr-o biserică ortodoxă. Și se opresc aici. Dacă nu vor ajunge, cu toată puterea, spun lucrul acesta și cu toată încredințarea, ca să aibă parte și de cea de-a treia mare binecuvântare. Nu că ar trebui să facă parte toți, tot poporul român din oastea Domnului. Nu, nu, nu. Ci să treacă
prin ce a trecut Sfântul Apostol Andrei, adică prin aflarea Domnului Iisus. Cu adevărat, cu adevărat, dacă nu vor ajunge la această mare binecuvântare, toate celelalte, cele din înainte, sunt doar spre mândrie, sunt doar spre așa orgoliul nostru de român, orgoliul nostru de creștin ortodox, orgoliul nostru care ne cridile, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Nu fac decât să ne cridile firea noastră pământească. Să știm să prețuim cu adevărat cele trei mari binecuvântări. Cine știe? Am și întrebat tinerii din stânga sau tinerele, trolele tinere din dreapta mea, nu pe cei care participă, poate că mai des la Sfânta Liturghie, nu zic că ei n-ar participa. Și nădăjduiesc că participă la Sfânta Liturghie, duminică de duminică. În ce duminică se citește Evanghelia aceasta? Evanghelia cu Sfântul Andrei, Evanghelia cu Sfântul Apostol Filip, Evanghelia cu Natanael, care face parte din Ioan, capitolul 1, nu? Versetele pe care tocmai le-am citit. În ce duminică din an se citește Evanghelia aceasta? Cine știe? Atunci întreb frații mai în vârstă. La duminică după povărea Duhului Sfânt. În duminica 1 din postul mare, care este duminica Ortodoxiei. Aici am pus așa. Este duminica Ortodoxiei. Uimitor, Sfinții Părinți au pus tocmai Evanghelia aceasta în duminica în care sărbătorim Ortodoxia. De ce? Pentru că Ortodoxia nu este altceva, nu este altceva, nu este un sistem doctrinar, cum din păcate mulți îl confundăm a fi un sistem plin de doctrine pe care trebuie să reținem obligatoriu și uităm de faptul că Ortodoxia adevărată este aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. De aceea au pus Sfinții Părinți Evanghelia aflând Domnul Iisus, nu l-a aflat Sfântul Apostol Andrei, l-a aflat după aceea Sfântul Apostol Filip și mai apoi Natanael. Vedeți? Încă de atunci, din om în om, s-a făcut naiat această istorie a creștinismului. Aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Părintele Iosif, Trifa, a fost în lucrul Sfinților Părinți? Cu siguranță că da. Doar o descoperire dumnezeiască, doar Duhul Sfânt a putut să-i dea această definiție scurtă a oastei Domnului, care este Ortodoxia trăită, Ortodoxia aceasta asumată, Ortodoxia mărturisită. Dacă ar fi să spun în câteva cuvinte ce este oastea Domnului, spune Părintele Iosif, iată, rezumă în câteva cuvinte tot ceea ce am spus noi astăzi aici. Aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Fără aceasta, putem fi noi români, creștini, încreștinați de un apostol, putem fi noi ortodoxi, dar aparținători unei biserici care deține tezaurul învățăturii sănătoase, putem noi să ne batem cu pumnul în piept mult și bine, dar dacă nu trăim, nu trecem și prin această aflare și mai apoi și vestirea Domnului Iisus Hristos și trăirea Lui. Fără acestea, iată că putem fi un popor mare, putem fi un popor, nu știu, o biserică frumoasă, dar care, până la urmă, nu își atinge țelul, ținta. Iar ținta este Hristos. Ținta este Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatul lumii, spune Sfântul Ioan, care ridică. Adică de ce ridică? Înseamnă că e ceva greu, nu? Și cine a putut ridica? A mai putut ridica până atunci cineva păcatul măcar a vreunui singur om? Domnul Iisus a venit să ridice păcatul întregii lumi. Nu al meu, nu numai al meu, nu numai al tău, ci și al meu și al tău. Și al tuturor celor care au trăit, care trăiesc și vor mai trăi pe pământul acesta. Este greu păcatul? De a fost nevoie de Fiul lui Dumnezeu ca să-L ridice? Este cel mai greu. Dacă ar fi, spune Episcopul Ilie Miniat într-una din cărțile de predici, să punem într-o balanță păcatul meu, numai păcatul meu. Și în cealaltă parte a balanței,
toată sfințenia de pe pământul acesta, toți îngerii, toți arhanghelii, toate duhurile slujitoare, toți călugării, toți monahii, toți anahoreții de pe pământul acesta din totdeauna și n-ar reuși să ridice cu nimic păcatul meu. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul exclamă: iată mielul lui Dumnezeu, care numai El poate să ridice păcatul lumii. Dar dacă în balanța aceasta vom pune întregul păcat al întregii omenirii și pe partea cealaltă s-ar pune sângele Domnului Iisus, jertfa Lui, crucea Lui, jertfa asumată, iubirea și dragostea Lui, atunci păcatul meu este ridicat. Păcatul meu și al tău și al întregii omenirii este ridicat, dar nu poate fi ridicat dacă pe partea cealaltă nu este pus sângele, jertfa, crucea și dragostea Domnului Iisus. Putem noi să punem altceva? Putem încerca? Nu cu altceva, dar vor fi doar niște sforțări omenești inutile. Vedeți Sfântul Andrei, Sfântul Apostol Andrei, până l-a aflat pe Domnul, până a se întâlnit cu El, ținta așteptării tuturor evreilor de până atunci, trăia pentru a avea. Nu, vedeți, era pescuit, se ducea zi de zi ca să dobândească ceva. Cred că și dintre frățiile voastre, a spus lucrul acesta duminica trecută, și mulți dintre tinerii care sunt aici au fost și duminica trecută la adunare, la noi, la Iași. Și repet lucrul acesta. Mulți dintre frățiile voastre, mulți dintre tineri, mulți dintre copii chiar, și dintre cei mai vârste, trăiesc pentru a dobândi. Trăiesc pentru a dobândi ceva. Nu este rău lucrul acesta. Cred că majoritatea dintre noi trăim pentru a avea. Este adevărat? Cred că da. Vedeți, încă de mici, încă de prunci, aș putea să spun, nu încă de la de astăzi, încă de când s-a născut, iată, pruncul fratelui Sorin. El trăiește pentru a dobândi ceva. Ce hrană, nu? Hrană. Emilia, fata cea mai mică a mea, are 5 sau 6. 6 ani, iertați, 6 ani are. Era să uite. Și acum câteva zile, acum vreo săptămână, am văzut undeva, într-o vitrină, o trotinetă. Și de atunci, de când am văzut-o, s-a ținut de capul meu 2, 3, 4 zile, eu neavând timp și poate că nici chiar dorința de a-i o cumpăra, pentru că necesită și altceva, nu numai dorință, am tot amânat, dar n-am putut să nu o iau. Pentru că câteva zile s-a ținut de capul meu, de capul mamă sa, până când a dobândit ce-a vrut. Ea a trăit zilele acelea ca să aibă o trotinetă. Și noi, și eu, și frăția ta sunt convins că avem câteodată dorințe de felul acesta, de a avea, de a dobândi. Vedeți, când sunteți tineri mai mari, doriți fiecare, cred că după ce împliniți 18 ani, să dobândiți un permis de conducere și după aceea un autoturism, nu? Mașină. Și toate eforturile noastre sunt îndreptate spre a strânge, spre a dobândi ceea ce vreau eu. Și mai trăiți Sfântul Apostol Andrei până a se întâlni cu Domnul Iisus pentru a fi. A trăi pentru a fi. Cineva pentru a fi ceva. Vedeți, când mergeți la școală, sunt mulți tineri de aici care învață câte ceva, care învață o facultate sau altceva, o meserie, pentru a fi ceva, nu? Cred că nimeni nu vrea să fie un nimeni. Este cineva care nu vrea să fie un nimeni aici? Ci toți cred că doriți să fiți cineva sau să fiți ceva. Să fiți un doctor bun, să fiți un inginer bun, să fiți un contabil bun, nu? Sau un muncitor bun, un bulgher bun. E adevărat? Doriți lucrul acesta și cred că este bine. Dar după ce Sfântul Apostol Andrei s-a întâlnit cu Domnul Iisus, toată trăirea lui s-a schimbat. A început să trăiască pentru a învia. Să trăiască pentru a învia, pentru a dobândi viața veșnică. Și asta nu învierea de apoi. Nu s-a gândit la învierea de apoi, ci încă de când trăia el în trupul acela.
să dobândească viața. Căci eu am venit, nu, spune Domnul Iisus, pentru ca voi să aveți viață și să aveți din belșug. Și a înviat, nu le exclude pe celelalte două. Nu le exclude. Dar dacă rămân doar celelalte două, dacă trăiești doar pentru a avea ceva, dacă trăiești doar pentru a fi cineva și nu trăiești și pentru a învia cu adevărat, adică să ai o viață nouă, să ai viața Domnului Iisus în tine, să fii schimbat din toată, din temelie, viața ta să fie viața Domnului Iisus. Toate celelalte, nu, se duc. Trotineta aceea se strică, autoturismul la fel, cariera ta dispare la un moment dat. Dacă nu ai viața lui Hristos în tine, și spun aceasta nu numai, în primul rând, pentru că sunt mulți tineri. Vedeți, este o adunare, așa după cum a spus și fratele Gheorghe, ne-a bucurit o adunare mai mult pentru a putea transmite ceva tinerilor, dar și pentru a ne transmite ei nouă. Și asta mi-a plăcut, lucrul acesta, că s-a dat ocazia tinerilor de a ne transmite și ei ceva nou, celor mai în vârstă sau mai puțin în vârstă. Este tare minunat atunci când există o legătură între frații vârstă și frații tine. Dorim din toată inima ca această legătură să nu fie ruptă cu nimic, să fie comunicare, să fie comuniune în primul rând în Hristos, să fie o împărtășire împreună, frații vârstă cu frații tine în Domnul Iisus. Și apoi o comunicare pe orizontală, o comunicare. Am dobândit și noi câte ceva atunci când am auzit mărturisirile frăților voastre, atunci când am auzit cum l-ați zugrăvit pe Domnul Iisus, jertfa Lui, pe muntele, Dumnezeirea Lui, pe muntele Taborului și planul Lui de mântuire pe Golgota. Minunat! Minunat! Semn că, într-adevăr, mișcarea aceasta voastră Domnului, cu care noi ne și putem mândri dacă o ducem așa cum trebuie, în sensul bun al cuvântului, spun aceasta. Noi nu trebuie să ne mândrim pentru că facem parte din voastră Domnului, ci pentru că suntem și am trecut în acest proces de înviere, de naștere din nou. Și dacă n-am trecut, ne rugăm Bunului Dumnezeu și dacă n-am trecut, poate nici eu. Mă rog Bunului Dumnezeu ca El prin milostivirea, prin dragostea și prin jertfa Lui să mă aducă la acel punct, la acea schimbare a vieții, la acea înviere. Să trăiți din fraților și surorilor tinere și bătrâni, să trăiți pentru a învia. La o viață nouă cu Domnul Iisus Hristos, slăviți să fie Domnul!